Bianca Drăgușanu replică dură pentru hater după ce și-a recuperat contul de Facebook, ce spune blondina despre persoanele care o comentează, dar și pe cine bănuiește că ar fi vrut răul. Vedem chiar acum. Am o bănuială, cine mi l-a luat, dar nu vreau să zic că îl fac din nou celebru. Am înțeles. Și acum câteva zile ce l-a recuperat? Da, acum o săptămână l-a recuperat. Și a început să postezi din nou, am văzut. Da, de asta sâmbătă cu părul crez. Frate, și-am primit 450 de comenturi, 80-90% d-alea, cu ai buzele, ai casă, ai părul, ești de plastic. Nu înțeleg ce se întâmplă cu comunitatea de pe Facebook și de unde lumea a rămas atât pe veche, așa, știi? Zici că... Adică niște oameni care... practic nu fac decât să se autodescrie, adică cum să vii să te legi de mine, adică dacă înțelegeam acum 10 ani că venisem eu și mi-am făcut putere foarte mare acum 10 ani sau mi-am asumat toate operațiile și că lumea nu era gen obișnuită cu mine, știi? Sau acum 15 ani, nu era obișnuită cu mine că îmi fac proceduri și era mai... A fost cam printre primele vedete din România care și-au asumat pe bune toate lucrurile și s-au pus cu botoxul în față, de, știi? Da. Dar tu să rămâi pe vechi de acum 10-15 ani. De obicei îmi făceam timp și energie să le șterg, să le dau bloc. Acum nici măcar mă mai obosesc, că mi se pare amuzant că unii dintre oameni, gen ăștia care au timp să facă asta, n-au evoluat deloc. Și atunci eu, care sunt un om evoluat și împlinit și am o viață fericită și sunt mișto și eu mi-asum lucrurile astea, că nu mi-am dat niciodată ce nu sunt, gen, știi? Uh-huh. Mi-asum, da, frate, eu mă operez, mă fac, așa vreau, dar eu sunt tot eu. Nu vreau semen cu Beyoncé sau cu Angelina Jolie. Lumea, în loc să aprecieze evoluția, lumea dă cu hei, frate, n-am mai pomenit așa prostie omenească. Pe ce margează ei când dau ei? Același lucru care îmi făcea acum 10-15 ani, când, știi? Uh-huh. Când începusem eu să-mi asum, acum 12 ani la Cafatos, când îmi făcusem niște buze prima oară de... Nici nu cădeam cu ele la televizor, erau cât ecran. Și ei au rămas tot un stilul ăla pe vechi. În realitate chiar sunt un om mișto și sunt mai frumoasă în realitate decât sunt în poză sau la televizor.